Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, atrage atenția că PSD tratează comunitățile din județul Suceava în continuare cu dispreț și blochează din nou marile investiții, cum ar fi șoseaua de centură a Sucevei, dar și cea a municipiului Rădăuți. Parlamentarul liberal a fost pur și simplu oripilat când amendamentele PNL promovate pentru susținerea investițiilor menționate au fost refuzate de parlamentarii PSD. Deputatul Gheorghiu a subliniat că amendamentele nu au nicio legătură cu politica, fiind necesare pentru bunăstarea comunităților din județul Suceava. Din păcate, niciunul din amendamentele propuse de parlamentarii PNL nu a fost aprobat, astfel județul Suceava va fi văduvit din nou de proiecte importante care stagnează. Din păcate, din nou s-a văzut disprețul pe care PSD-ul arată județului Suceava. Amendamentele nu aveau nicio legătură cu politica, țineau de bunăstarea județului, bunăstarea locuitorilor din toate zonele. Un amendament care ținea de finanțarea șoselei de centură a municipiului Rădăuți, o șosea absolut necesară, o șosea care trebuia începută în anul 2012. Acolo expropierile au fost făcute, știți că ăsta e un pas foarte important și deși toți acești pași au fost urmați. Lucrările sunt blocate și astăzi din lipsa de interes a guvernanților. Ce pot să vă spun că am fost absolut surprins când am văzut colegi parlamentari din arcul puterii votând împotrivă la amendamentul legat de sala polivalentă a municipiului Suceava. Am văzut în presă, și asta m-a surprins, declarații de genul, da, s-au adus foarte mulți bani la Suceava, declarații date de colegii de la PSD, spunând că au adus foarte mulți bani. Nu, nu este adevărat. Județul Suceava este văduvit. Foarte mulți bani au plecat de data aceasta în județul Teleorman. Acolo s-au alocat 360 de milioane de lei. Nu este o greșeală, ați auzit bine. 360 de milioane de lei s-au alocat pe județul Teleorman. Faceți o comparație între rețeaua rutieră a județului Suceava față de cea a județului Teleorman și sumele alocate și veți vedea că, într-adevăr, județul Suceava a fost cu adevărat disprețuit. Mai spuneau unii activiști politici din PSD că președintele Gheorghe Flutur a promis în mod demagogic că va finaliza șoseaua de centură a Sucevei în acest an. Nu, președintele Flutur nu a promis în mod demagogic, a promis într-un mod realist, pentru că atunci se baza pe guvernarea de atunci, pe relația dintre județul Suceava și guvernarea de atunci. Aduceți-vă aminte că atunci CNADR-ul a luat în regie proprie lucrarea pentru realizarea centurei ocolitare a municipiului Suceava și tot atunci CNADR-ul și-a asumat realizarea acestei lucrări prin încredințare directă, fără licitație. Asta însemnând că în acest an s-ar fi terminat centura. Între timp s-a schimbat guvernul. Primul pas făcut de actualul guvern a fost schimbarea șefului de la Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi și astfel s-au schimbat și datele problemei. Noi șefi impuși de actualul guvern Grindeanu, considerând că nu mai e necesar să se termine în acest an centura, ne dorim să-și asume o încredințare directă, au reluat proceduri greoaie de licitație și așadar, într-adevăr, centura nu va fi gata în acest an și asta doar datorită faptului că banii pentru centura Sucevei, banii pentru spitalul din Fălticeni, banii pentru centura ocolitoare a Rădăuțului au plecat în județul Teleorman, unde, repet, s-au alocat 360 de milioane de lei.